Nu cred că a fost greu de convins, pentru că Marius cred că își dorea, adică cu siguranță își dorea să revină în antrenorat și i-a plăcut foarte mult proiectul de aici și perspectivele, pentru că știi foarte bine că noi am mai vorbit, e vorba de stadion, de noul centru, de noua academie care se pune pe picioare pe zi ce trece și viitorul pe care cred că sună bine pe la aici, la Pitești, din punct de vedere sportiv și în special fotbalistic. Care e obiectivul lui, Daniel, în momentul de față pentru acest sezon? Obiectivul lui e să... E același la începutul sezonului, să intrăm în play-off, dar nu e un obiectiv categoric, pentru că, bineînțeles, trebuie să fim conștienți că au trecut 15 etape și n-am reușit acel număr de puncte care să ne dea o liniște, cât de cât o liniște în ceea ce privește atingerea acestui obiectiv. Și atunci cred să fim cât mai aproape de în play-off sau cât mai aproape de play-off. Bine, pe de altă parte sunteți la doar 3 puncte de ultimul loc calificabil în play-off, deci nu e chiar așa de misiune imposibilă. Nu, dar în același timp suntem și la 3 puncte de primul loc retrogradabil. Așa că suntem undeva la, mai spuneam astăzi la cineva că suntem ca într-o intersecție și nu știm în ce direcție să o luăm, stânga sau dreapta. Adică e o situație în care trebuie să mergem în continuare pe drumul cel bun, pentru că echipele sunt toate acolo. Cred că sunt 8 echipe angrenate, departajate de foarte puține puncte și e posibil orice. Oricare dintre echipe poate să fie o surpriză plăcută sau neplăcută la finalul sezonului. Daniel, cine a condus discuțiile cu Marius Croitoru? Consiliul director, membrii din Consiliul director l-au invitat și am participat toți la discuții. Pentru că el a venit azi dimineață, i s-a propus de a fi cooptat în stafful tehnic și ți-a zis, s-a expus toate perspectivele, problemele cu care le știm noi așa la ora actuală, să-și facă o idee și să ia o decizie și undeva spre după prânz am bătut palma. Da. Pe cât a semnat, pe ce perioadă? Până în 30 iunie 2024. Adică un an și 8 luni. Și dacă nu mă înșel acum, asta e o paranteză. Mi se pare că și tu ai semnat o prelungire de contract, așa este? Nu. Nu? Așa avem informații. Era bine. Era bine. Sau o mărire de salariu, ai primit ceva? Știu că ai semnat ceva recent. Aia e clar. Nu, n-am semnat nimic. Uite, spune Marius Mitran că aia e clar, mărirea de salariu. Vine, vine. Aia era și mai bine. Decât prelungire, mai bine o mărire. Garita merge la FCSB? Nu. Deocamdată merge la Arad, că jucăm duminică la Arad. Da. Nu se pune problema. Există un interes, dar eu cred că toți jucătorii, numai Garita, trebuie să margeze la ceea ce vrem să facem aici la Pitești. E foarte important, pentru că am rămas datori în multe momente și cel puțin la ultimele două jocuri oficiale, în meciul de la Baia Mare și de la Ploiești, în care am arătat ca echipă, am arătat nu rău, foarte rău, și atunci cred că suntem deficitari. Nu știu dacă cineva ar fi interesat de un jucător de la Pitești și ar fi urmărit ultimele două partide, ar putea face o vreo ofertă, e prea mult zis să fac o ofertă, dar să iei un jucător liber de contract în situația ipotetică, că am avea o astfel de situație cu un jucător acum, adică nu cred că ar face, pentru că am arătat foarte rău, din păcate. Aveți în momentul de față capacitatea financiară să blocați niște jucători, chiar dacă sunt ofertați de echipe puternice din România? Mă refer aici la Garita, la Ișvan, care este dorit de Craiova. Și când spun blocați, să veniți cu o contraofertă, să spuneți, doamne, stai cu noi să performăm, îți mai punem, nu știu, 1.000, 2.000, 5.000 la salariu. Da, deocamdată sunt securizați prin contract. E adevărat că în anumite situații, dacă ar exista o ofertă concretă, bineînțeles că am putea face acest efort, nu foarte mare, dar nu cred că e cazul, pentru că nu avem salarii care să depășească un anumit plafon sau plafonul
mediu din România, dar deocamdată suntem echipa, una dintre echipele din Superliga care am reușit să fim la zi cu salariile, sau aproape la zi cu salariile și primele. Și, bineînțeles, avem un buget care să ne asigure un confort mediu spre bun, spre foarte bine în ceea ce privește tot ce ține de pregătire și performanță. Cum ai interpretat faptul că primarul Gentea a intervenit direct cu declarații, chiar înțepături ironii la adresa lui Andrei Prepeliță, până să rezilieze acesta? Da, au fost așa mișcane, dar cred că sigur azi lucrurile s-au reglat, pentru că noi am intermediat și o discuție între ei și până la urmă totul s-a terminat cu bine și Andrei a plecat, să spun așa, cu inima împăcată. Am înțeles că se mai întâlnesc o dată mâine, urmează să întâlnească și mâine. Andrei Prepeliță e piteștean, locuiește aici, cu siguranță e un antrenor tânăr, un antrenor la început de carieră cu rezultate extraordinare în ultimii 2 ani. Cred că a demonstrat, urmează școala de antrenori și îi prevăd așa că perioada scurtă pe care am petrecut-o alături de el, ca și carieră, pentru că îl cunoșteam dinainte, dar am cariera de antrenor, mi-a demonstrat că și a arătat că are perspective extraordinare și cu siguranță cred că va ajunge un antrenor foarte, foarte bun. Până la urmă, ăsta e fotbalul. L-aveți pe domnul Sichitiu, care are o experiență mult mai mare decât noi toți la un loc acolo și știe că în anumite momente lucrurile, dacă nu merg, trebuie să intervină astfel de despărțiri. Chiar dacă sunt dureroase prima fază, trebuie să fii matur și conștient că asta e viața în sport, asta e viața în fotbal. Totul trebuie să mergem mai departe și să luăm lucrurile așa cum se întâmplă. Uneori avem rezultate, chiar dacă muncim mai puțin, și alteori n-avem rezultate chiar dacă muncim enorm de mult. E adevărat. Trebuie să... Sunt lucruri care țin și de destin până la urmă sau de șansă. Și varianta cu Marius Croitoru devenit liber este consecința unei... Destinului. Unei situații similare cu a lui Prepeliță, numai că la Craiova. Da? Și el s-a despărțit acum câteva săptămâni de un club de Liga 1, tot din pricina... Sunt situații absolut asemănătoare, nu? Fără rezultate. Fără rezultate, exact ce s-a întâmplat cu Prepeliță la Piteș. Da, eu ce vreau să-ți mai zic, Victor, că e foarte important. Vechiul staff a plecat, adică, să zicem așa, în condiții amiabile de la FC Argeș. S-a decis, că pentru că s-a supus la vot până am ales persoana cu care să negociem și pe care ne-am dorit să vină alături de noi în staful sportiv, alături de noi în club și în staful sportiv, am ales Marius Croitoru pentru că consider, și aici a fost, să zic, propunerea mea, dar a fost ideea pe care am marjat foarte mult, pentru că noi pe ceea ce suntem totuși un club în formare, un club, nu mai suntem de mulți ani, nu mai suntem FC Argeș de acum 30-40 de ani. Dubla campioană a României, care dădea jucători extraordinari. Noi trebuie să ne găsim o identitate. Mie personal mi-a plăcut foarte mult ceea ce a făcut ca și construcție și strategie, ce s-a întâmplat și cu FC Botoșani și ce a făcut acolo. Trebuie să aducem jucători, în special români, pe care să-i pregătim pentru marea performanță și apoi să-i vindem ca să putem să facem bani, să aducem bani la bugetul clubului. Te-am spus mai de la început, încercăm să reconstruim o academie care avea tradiție în fotbalul românesc, încercăm să construim, să ne apropiem de metodele de pregătire și de performanță din vest. Noi suntem foarte departe în general ca și fotbal, nu numai FC Argeș, și atunci avem nevoie de acest aspect, adică aspectul financiar de care trebuie să ținem cont. Suntem o asociație, încercăm să aducem, cu mare greutate reușim să aducem bani la club, vrem să creștem jucători într-un anumit spirit și într-o anumită mentalitate.
Și pentru asta trebuie să mergem să ne găsim locul. Nu suntem în stare doar întâmplător să ajungem să facem o performanță extraordinară, în ghilimele, că poate întâmplător poți să iei campionatul, întâmplător poți să ajungi cupele europene, ideea ce faci mai departe. Cred că avem câteva exemple, să zic așa, elocvente, cu echipe că mai mici sau fără un nume important în fotbalul nostru, care au reușit performanța de a intra în play-off, dar în sezonul următor au avut un recul. Și atunci trebuie să gestionăm, să încercăm să nu mai facem greșeli, aceste greșeli, și să încercăm să avem jucătorii noștri nu semnați pe 6 luni sau pe un an de zile. Și e important, de asta îmi doresc foarte mult și Jean Vădoiu își dorește foarte mult să se implice în alegerea jucătorilor. Cred că avem un antrenor în staful nostru acum care s-a specializat, așa să spun, în aducerea și a ghici jucători fără costuri foarte mari, pe care i-a transformat în câteva luni în sume imense, și cred că lucrurile se vor îndrepta. Adică vor merge în